Cel mai rău român din cușca de MMA visează să fie al șaptelea Ninja Warrior din lume. Bestia își testează limitele în competiția care este duminică seara la ProTV. Bestia Moldovei din cușca a intrat în cursa pentru cucerirea muntelui Midoriama și a premiului cel mare de la Ninja Warrior, 100.000 de euro. Eu aș prefera pe traseu să am câte un adversar la orice probă și cu siguranță să zic că îl trec mai repede. Cel mai puternic show din lume, Ninja Warrior, e duminică seară la ProTV de la ora 8. După Ninja Warrior, Bestia Moldovei vrea să dea lovitura în UFC. Dorința mea este să ajung campion în America și cu siguranță voi ajunge.